Cu mare bucurie revenim acum pe acest loc sfânt al cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunea noastră de la început este ca făgăduința Domnului nostru Iisus Hristos, Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul, făgăduința aceasta să se împlinească cu noi și în noi, acum când suntem în prezența Domnului, ascultând și înțelegând acest cuvânt. Cu nu mult timp în urmă am învățat că prima întrebare pe care Dumnezeu a adresat-o omului care se ascundea, prima întrebare a fost la răspunsul lui: eram gol și m-am ascuns, mi-a fost frică. Atunci bunul Dumnezeu îl întreabă: cine ți-a spus că ești gol? Cu alte cuvinte, nu trebuie doar să înțelegi întrebarea și nu trebuie doar să îi dai un răspuns, ci trebuie să știi și cine te întreabă, cine ți-a spus acest lucru. Are mare însemnătate, nu este tot una. Cu această ocazie, prin harul bunului Dumnezeu, vom învăța înțelesul și puterea unei alte întrebări care se adresează din partea lui Dumnezeu de această dată către noi în capitolul 1 al cărții profetului Isaia. Cine vă cere astfel de lucruri? Adică sunt multe cerințe în credință. Noi căutăm să le înțelegem și căutăm să le împlinim. A rare ori ne oprim să întrebăm: bine, cine a cerut așa ceva? Asemenea întrebării: cine ți-a spus așa ceva? Contează foarte mult, nu doar să înțelegem ce se cere de la noi, nu doar să răspundem acestei cereri, ci să știm cine cere așa ceva. Pentru că atunci când înțelegem cine cere așa ceva, imediat înțelegem natura cererii. Despre cel rău, Mântuitorul nostru a spus: el este un ucigaș care nu vine decât să junghie, să fure și să prăpădească. N-are sens să mă întreb cu privire la conținutul unui îndemn sau al unei cereri care vine din partea celui rău, răspunzând la întrebarea cine ți-a cerut așa ceva, n-are rost să mă întreb dacă e ceva bun sau rău. Este clar că intenția a unei astfel de cereri este să fure, să junghie și să prăpădească, așa cum foarte direct l-a descris Mântuitorul nostru. Are deci mare însemnătate a înțelege și a ști cine îmi cere așa ceva. Mari masacre au avut loc în istorie și în timpul războaielor, când a fost executat un ordin, fără să aflăm cine a dat ordinul acesta. De asemenea, în contextul acesta ne putem gândi la Vlad Țepeș comandând armatele invadatoare turcești și ordonându-le să se omoare unii pe alții. A fost un masacru cumplit. Soldații turci au executat ordinul fără să întrebe cine dă acest ordin, cine cere așa ceva: atacați, omorâți în dreapta, în stânga. Aceasta este comanda, am înțeles, cine dă comanda aceasta? Nu s-a oprit nimeni să întrebe. Dacă ar fi știut cine dă comanda aceasta, ei ar fi înțeles natura ei. De aceea, în cartea profetului Isaia, bunul Dumnezeu întreabă în acest verset care este atât de bine cunoscut nou, în versetul 12: când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Trebuie să vă întrebați. Nu este vorba aici de a face vreun rău, ci este vorba de a te înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vom citi capitolul 1 al profetului, vom constata că e vorba de jertfe, este vorba de sabate, este vorba de rugăciuni, este vorba de slujbe. Și bunul Dumnezeu spune: nu, aceste lucruri nu pot să treacă înaintea lui Dumnezeu, din cauza că aceia care le săvârșesc au refuzat schimbarea în viața lor, au refuzat transformarea,
au refuzat pocăința, ei continuau să execute ritualurile credinței. Și ritualurile constau în jertfe, în sabate, în adunări de sărbătoare, în jertfe de mâncare și așa mai departe. Și Domnul întreabă, ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Ce, se denaturase total sensul de la un simbol al mielului care avea să vină să-și dea viața pentru noi, se ajunsese la înțelesul că Dumnezeu mănâncă miei și că El este satisfăcut când vede țâșnind sângele mielului. S-a ajuns la o înțelegere puțin spus păgână, mai degrabă demonică, și ei continuau ritualurile acestea care își pierduseră total înțelesul lor. Nu ar fi cazul să ne întrebăm și noi cu privire la anumite lucruri și articole de credință și ritualuri și manifestări și programe și crezuri pe care le adoptăm în vremea noastră? Nu ar fi cazul să ne întrebăm și noi, apropo, cine a dat această, cine a cerut să se facă așa ceva? Cine ți-a spus acest lucru? Ce autoritate stă în spatele acestei cereri pe care am primit-o? Ascultați, ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Sunt sătul de arderi de tot, nu-mi place să văd sângele taurilor. Noi, de la ce spune Dumnezeu până la ce credeau ei despre Dumnezeu, este drum teribil de lung. Și acest lucru nu trebuie privit doar ca un fapt istoric legat de ei, ci trebuie să ne uităm în propria noastră viață, în propria noastră ogradă, în propria noastră adunare, mai ales în propriul nostru crez. Cine v-a spus așa ceva? Cine este acela care își asumă autoritatea ca să poată comunica astfel de lucruri? Cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Cum adică? Jertfele taurilor, mieilor, sângele țapilor, jertfele de mâncare, toate acestea nu numai că nu onorau pe Dumnezeu, spurcau curțile lui Dumnezeu din două mari motive. Unu, pentru că își pierduse total înțelesul și valoarea originală pe care Dumnezeu a așezat asupra lor. Și doi, pentru că aceia care practicau aceste ritualuri erau cu totul străini de Dumnezeu. Ei practicau mecanic toate aceste lucruri fără să aibă niciun fel de legătură. De aceea Isaia accentuează în diverse ocazii lucrul acesta în cuvinte pe care le citează mai târziu Mântuitorul nostru. Poporul acesta se apropie de mine cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Și dacă Dumnezeu nu este vrednic de un loc în inima ta și de locul pe care trebuie să-l ocupe Dumnezeu în inima ta, atunci nimic nu mai are sens. Dacă Dumnezeu nu este vrednic de dragostea ta, de atenția ta, dacă Dumnezeu nu este vrednic ca tu însuți să-ți încredințezi viața Lui, ce sens mai are să discutăm de ritualuri, de jertfe, de daruri, de sărbători, de lucruri fără niciun fel de rost? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare. Mi-e scârbă de tămâie, tămâia, simbolul rugăciunii. Dacă cineva își întoarce urechea să nu asculte legea, spune cuvântul lui Dumnezeu, adică refuză schimbarea vieții, rugăciunea lui ajunge o scârbă. Și în versetul acesta, tocmai la acest lucru se face aluzie. Mi-e scârbă de tămâie, nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. De ce? Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Jertfa era nevinovată, sărbătoarea era nevinovată. Tot ce ținea de serviciu templului venea de la Dumnezeu. Însă, atunci când un lucru pe care l-a așezat Dumnezeu este asociat cu fără de legea, în momentul acela el nu mai este ceva care vine de la Dumnezeu și cuvântul Domnului ne cheamă pe toți să ne oprim și să întrebăm cine și care este autoritatea din spatele lucrurilor care ne sunt cerute. Ne este spus să le împlinim. Cine a cerut așa ceva? Lucrul acesta are două sensuri principale. În primul rând este întrebarea, întreabă-te cine a cerut așa ceva, și doi, dacă descoperi, după ce primești răspunsul,
răspunzi într-un fel sau altul. Dacă îți dai seama că o astfel de cerință nu vine de la Dumnezeu, atunci nu numai că o vei abandona, ci vei fi departe, despărțit cu sufletul. Sufletul tău nu va intra la sfatul unor lucruri care nu vin de la Dumnezeu, deși sunt spuse în numele lui Dumnezeu. Al doilea lucru de extremă importanță, când îți vei da seama cine este cel ce îți cere acest lucru și vei constata că este Domnul, atunci tu vei pune întreaga ta viață în joc datorită celui ce îți cere acest lucru. Poate nu vei înțelege neapărat cererea. Petru nu a înțeles de ce ar trebui să arunce mreaja ziua în amiaza mare, când nu era un subiect de râs să încerci să pescuiești la ora aceea. Cineva care a dormit toată noaptea s-a trezit ziua buimac și încearcă să meargă pe apă să prindă. Nu. Toată conotația acestui lucru era negativă, social vorbind și profesional vorbind. Dar Petru spune, la cuvântul tău voi arunca mreaja, deci lucrul care l-a determinat să arunce mreaja și l-a făcut să experimenteze acest nivel de succes nemaipomenit, a fost nu ce i se spunea să facă, ci cine ți-a cerut astfel de lucruri. Când e vorba despre Domnul și e vorba de cererea Lui, nu mai există nicio formă de negociere cu Dumnezeu. Aș vrea să urmărim ideea aceasta în studiul pe care îl avem împreună cu ocazia aceasta. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc cu ochii de la voi. Dar, Doamne, Tu ai spus, ridicați mâini, ce fel de mâini? Mâini curate spre cer. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc cu ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Ați observat că vine cineva la biserică să aducă darul și Dumnezeu îl trimite acasă, la soția pe care a jignit-o, la soțul pe care l-a jignit, la vecinul, la cineva. Du-te întâi și rezolvă problema aceasta. Nu poți să primești din mâna ta un dar, din mâna aceasta care a lovit obrazul celui de lângă el. E tot copilul meu, ai lăsat copilul meu plângând și vii să-mi dai darul mie. Nu pot să primez nimic din mâna voastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu, îmi întorc cu ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nu ascult. Pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Întrebarea fundamentală este legată de ceea ce nu se vede cu ochiul liber și anume motivația care stă în spatele practicii sau crezului sau ritualului pe care noi le săvârșim în credință sub eticheta și sub pretextul că vine de la Dumnezeu. Care este de fapt adevăratul motiv pentru care facem lucrul acesta? Cei care erau în templu să schimbe bani, să vândă porumbei și animale oarbe și schioape cu prețuri exorbitante, aveau vreo legătură cu credința oamenii aceștia? Aveau vreun Dumnezeu oamenii aceștia? Ia da, aveau Dumnezeul lor, era banul sau era pântecul lor, sau, dar nu aveau nicio legătură cu adevăratul Dumnezeu despre care a vorbit Iisus. De aceea El spune, uite-te bine la intenția ta și află cine ți-a cerut așa ceva. De ce faci, de ce practici lucrul acesta? Ce este în spatele lucrării și lucrului vieții tale? Aceea va fi cântărită în acel lucru care stă nevăzut de noi, care stă în spatele acțiunii sau vieții noastre, este cel pe care îl cântărește Dumnezeu în balanța sanctuarului. Cine ți-a cerut astfel de lucruri? Ce autoritate poartă o astfel de practică religioasă, un astfel de crez? Ce autoritate religioasă poartă? Cine a semnat lucrul acesta? Și aș vrea să ne uităm aici și să întâlnim din nou ceea ce am întâlnit peste tot. Și anume, vă rog, să păstrați viu ceea ce și eu fac. Niciodată n-am văzut cu atâta pregnanță însemnătatea acestui lucru. Totdeauna
când un cuvânt vine de la Dumnezeu, este un cuvânt echilibrat. Iisus a vorbit într-adevăr despre neghină, dar a vorbit și despre grâu. Nu uitați niciodată lucrul acesta. După ce predă tabloul acesta atât de sumbru, în care el ne îndeamnă și ne spune oprește-te din practica aceasta și întreabă-te cine ți-a cerut așa ceva, care e adevăratul motiv, cine stă în spatele la cerința aceasta și atunci vei ști dacă trebuie să continui sau dacă trebuie să schimbi direcția, pentru că în momentul în care mergi într-o direcție greșită, indiferent ce convingere ai, n-ai cum să ajungi la destinație din moment ce direcția este greșită. Nu ai decât să te oprești, să te întrebi, este acesta drumul, este aceasta direcția, duce drumul acesta la destinația unde doresc să ajung? După răspunsul la întrebarea aceasta, vei lua decizia poate uneori să te întorci înapoi 180 de grade, exact în direcția în care ai venit. Îți vei da seama că ai mers departe, ai mers mult, ai mers greu, ai sacrificat, dar în direcția greșită. E adevărat, este o pierdere și o suferință pentru mulți oameni, dar este un har să descoperi totuși faptul că mergi în direcția greșită. Foarte mulți oameni au mers, continuă să meargă, nu se vor întoarce niciodată, vor trăi și vor muri în direcția greșită. De aceea spune Domnul, oprește-te și întreabă-te, cine îți cere ceea ce îți este cerut? Acum, reversând medalia și vorbind despre grâu, după ce așează diagnosticul acesta atât de credincios, în care spune Biblia, nu este nimic sănătos din creștet până în tăl, totul este distrus, numai rând, numai carne, acesta e diagnosticul. Dacă ar fi fost un cuvânt de la satana acesta, rămânea doar aici. Aceasta a încercat el să facă cu marele preot Iosua și încearcă și cu tine și cu mine să arate răul. Ori de câte ori vezi pe cineva că prezintă răul, dar nu are o soluție pentru lucrul acesta, nu e trimis de Dumnezeu, e trimis de pârâșul acela care îl pâra pe Iosua. El vorbea despre hainele murdare ale lui Iosua, dar nu avea în vedere nicio cale de rezolvare a acestei tragedii a omului pe pământul nostru. Când vine un cuvânt de la Dumnezeu împreună cu diagnosticul care este foarte credincios așezat, împreună cu diagnosticul vine și tratamentul. Acum mergem împreună în versetul 16. Spălați-vă deci și curățiți-vă deci. Înseamnă de aceea v-am spus, de aceea v-am mustrat, de aceea v-am descoperit păcatele voastre, de aceea v-am descoperit starea voastră, cu dorința ca voi să înțelegeți că e nevoie de curățire. Spălați-vă deci și curățați-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Aici deja bunul Dumnezeu îndreaptă luminile reflectorului spre bunătatea lui Dumnezeu de această dată, spre intenția lui Dumnezeu, spre planul lui Dumnezeu. Este una să-i arăți cuiva răul în viață cu intenția de a-l ruina și de a-l distruge. Pas cu pas, așa cum spune Scriptura, cuvânt stricat, cuvânt care strică sufletul. Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, care vor fi rostit vreodată, și cuvântul acesta nefolositor are sensul de destructiv, care a înjosit, a ruinat un suflet, l-a descurajat, l-a făcut să se considere o cârpă fără valoare, deși Dumnezeu a pus un preț așa de mare asupra lui. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea mea faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Și după ce ați luat pasul acesta, mergeți mai departe. Pasul 2, versetul 17. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Căutați dreptatea. Dreptatea nu este la îndemână. Doamne, care e soluția? Care este calea dreaptă? Învață-mă, ajută-mă. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Adică, după ce îți descoperă lucrul acesta, nu-ți dă o soluție moartă. Spălați-vă și curățiți-vă, treaba voastră cum? Nu, iată, Dumnezeu ne conduce pas cu pas. După ce v-ați dezvățat de a face răul, nu e posibil ca un om să se dezvețe de a face răul altfel decât învățându-se a face binele. Aceste două lucrări sunt simultane.
se petrec în ființa aceluia care s-a întrebat ce cu drumul vieții mele, încotro merg, unde vreau să ajung, unde voi ajunge pe drumul acesta, este acesta drumul, este aceasta direcția. Și acum în versetul 17, învățați-vă să faceți binele. Și versetul 18, Doamne, am înțeles lucrul acesta, să mă dezvăț de rău, să mă învăț să fac binele. Sunt tot acolo, deci nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu n-am știut că sunt bolnav, în felul acesta, din creștet până în tâlp, nu e nimic sănătos. Acum tu mi-ai spus lucrul acesta, mi-ai spus ce am de făcut, însă mă lasă și mai, într-o stare de și mai adâncă disperare. Îmi vine să cred că ignoranța unora este strălucitoare, în faptul că ei nu știu, nu simt, inima e nesimțitoare ca agresimea, nu au frământări de conștiință, nu au zbuciumul acesta, nopți nedormite, cum spunea David, mi se frământă trupul, viața, sufletul. Eram într-o stare foarte nenorocită până când ți-am mărturisit păcatul meu. Dumnezeu cel bun nu ne lasă doar cu simpla cunoștință, ci în versetul 18 ne arată cum se întâmplă lucrul acesta. Veniți să ne judecăm. Adesea judecata lui Dumnezeu a fost în cel mai greșit mod posibil prezentată, asemănătoare cu tribunalul, asemănătoare cu inculpatul, asemănătoare cu judecătorul, cu procurorul care este Satana, cu avocatul care este Isus, cu inculpatul care este păcătosul în boxa acuzațiilor, niciodată departe de Dumnezeu așa ceva. Judecată la Dumnezeu înseamnă că El se judecă nu cu tine, ci cu păcatul tău. Și El nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea. Păcatul tău nu e drept. Dacă ar fi drept, ar veni de la Dumnezeu, de-aia vine din altă parte. Și atunci Dumnezeu va lupta împotriva păcatului tău, cum scrie Scriptura, va lupta împotriva spinilor și mărăcinilor din viața ta, va lupta împotriva zgurei, va lupta împotriva plumbului și a ceea ce este necurat și fără niciun fel de preț amestecat în viața. Zice, voi topi, voi încălzi, voi curăți, voi lămuri, înseamnă voi purifica viața voastră până când chipul lui se va oglindi în ea. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. Iată în ce constă judecata lui Dumnezeu. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Aceasta e judecata lui Dumnezeu. Nu cea care arată păcatele că sunt cum e cârmâzul și roșii ca purpura. Nu este judecata lui Dumnezeu. Aceasta este pledoaria Satanei, a celui care stă să acuze, a părâșului fraților. Dumnezeu este acela care judecata, când vorbim de judecata lui Dumnezeu, ea este aceea care transformă trăsăturile păcătoase și blestemate ale ființei noastre în trăsături binecuvântate de caracter. Ești același om, dar ce schimbare, ce este uluirea cerului, cea mai mare minune din întreg universul este transformarea caracterelor noastre. Veniți să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Aceasta înseamnă judecată la Dumnezeu. Aceasta înseamnă Dumnezeu judecătorul păcatelor mele, a greșelilor mele. Nu pot să găsesc iubire de ajuns pentru un astfel de judecător. Nu e așa că îl iubești pe doctorul care te-a scăpat de la moarte, nu e așa că nu-l uiți niciodată, așa i-am spus eu doctorului. Prietenul meu, care când și când ne vedem și ne auzim, niciodată nu voi putea să uit. Mă bucur de așa sănătate, cu așa blândețe m-a tratat și m-a operat și atât de frumos a purtat cu mine și atât de fericit a fost că operația a reușit perfect. Era cerul radia pe fața lui când a văzut că totul a mers foarte bine. Atenție, dar deși ni se spune lucrul ăsta, totuși s-ar putea să refuze cineva. Pentru că are altă agendă. Cineva dorește să rămână, să continue în păcatul lui și în cazul acesta nu e nimic de făcut. De aceea versetul 19 spune de veți voi și veți asculta, dacă veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dacă nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți. Adică nu vă înghite Dumnezeu, nu vă taie Dumnezeu cu sabia, ci sabia păcatului tău. Moartea nu e plata lui Dumnezeu, ci e plata păcatului. Un om nu se străpunge pe sine cu fără de legea lui.
ceea ce noi numim pedeapsă este urmarea firească, naturală a păcatului, urmare de care vrea să ne păzească Dumnezeu. De aceea am învățat în întâlnirile precedente că Sfânta Scriptură este, înainte de a pune, de a vorbi de mântuire sau de vindecare, ea vorbește întâi și întâi de prevenire, de marea prevenire, să nu ajungi acolo. Dacă vei voi să mă asculți, cele mai bune roade ale țării vor fi pe masa sufletului tău. Dacă vei voi să nu asculți, atunci de sabie veți fi înghițiți. Acesta este un cuvânt care ne lasă pe noi la o bifurcație în viață și de aceea ne întreabă Bunul Dumnezeu cu adâncă preocupare cum numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Acum că tu ești la această bifurcație în viață, încotro te trage inima, îl întreabă pe Iov, ce înseamnă privirea ochilor tăi, încotro te uiți? De multe ori corpul se întoarce într-o parte, ochii se uită în altă parte. Ce vezi în sufletul tău? Pavel spune, văd în mine o altă lege care se luptă împotriva mea, este vrăjmașul vieții mele și este în mine. De aceea păcatul este afară din cale de păcătos, pentru că se folosește de însăși ființa umană ca să o distrugă. Diavolul te aliază pe tine pentru distrugerea vieții tale. Aceasta face el. El se folosește de tine, de înclinațiile tale, de dorințele tale, de alegerile tale, ca să aducă ruina și moartea în viața ta. Dar mulțumirea lui Dumnezeu nu este vorba de o predestinație sau de o fatalitate, ci este vorba de a vrea sau de a nu vrea. Și întrebarea care se ridică în sufletele noastre cu această ocazie, întrebarea pe care Duhul Sfânt o suspină în auzul nostru, este cine ți-a cerut să mergi pe un astfel de drum? Unde duce drumul acesta? Dacă cel rău te-a îndemnat să mergi pe drumul acesta, așa cum scrie în Biblie, Satana a pus un gând rău în mintea lui Iuda. De unde vine gândul ăsta, Doamne? El n-a întrebat niciodată. Și n-a întrebat pentru că vroia să-l urmeze cu orice chip. A ales lucrul acesta. Inima lui l-a atras spre așa ceva. Iar când Petru la fel vorbește, Iisus îi spune, te-ai întrebat vreodată cine te-a pus să vorbești lucrurile acestea? Cine ți-a cerut să spui așa ceva? Nu m-am întrebat. Când i-a descoperit Iisus și a spus înapoi a mea Satana, atunci Petru și-a dat seama ce însemnat este să înțelegi cine este cel care îți cere să faci un lucru sau să refuzi să faci un lucru. De veți voi și veți asculta. Veți mânca cele mai bune roade ale țării. Cine semnează acest lucru? Cine ți-a cerut așa ceva? I-au zis partea a doua, versetul 20, gura Domnului a vorbit. Dacă Dumnezeu a vorbit aceste cuvinte, dacă vei voi și vei asculta și El a semnat cu sângele Lui, sigur că nu mai are nevoie nimeni de o altă garanție. Dacă cineva ar dori să primească o altă garanție, este clar că nu are încredere în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Și când s-a pierdut încrederea în Dumnezeu, nu mai ai în ce să pui încrederea. A fost ultima frontieră. De aceea spune cuvântul Lui Dumnezeu, întoarceți-vă. Întoarceți-vă de la rău, învățați-vă să faceți binele. Și prin cuvântul acesta care ne-a fost dăruit în seara aceasta și cu ocazia aceasta, veniți să ne judecăm, spune Domnul, lucrurile pe care nu le-ai putut birui niciodată în viață, care te-au biruit și continuă să te biruiască, lucrurile acestea, spune Scriptura, Dumnezeu va zdrobi pe Satana sub picioarele tale. Aceasta înseamnă veniți să ne judecăm. Vino dar la Domnul și închide ușa după tine, spune Domnul Hristos, și stai de vorbă cu Dumnezeu. Spune-i despre ce este vorba. Spune-i pe ce cale mergi. Spune-i cu ce se zbuciumă sufletul tău. Deschide-ți inima ca în fața unui prieten și lasă razele acestea ale bunătății lui Dumnezeu să-ți încălzească sufletul. Nu-ți închide inima, nu sta departe. Veniți să ne judecăm. Haideți să cerem lui Dumnezeu în rugăciune lucrul acesta. Tată, te chemăm în numele Domnului Iisus să te judești tu cu răul din viața noastră.
luptă-te Tu, Doamne, cu cel ce se luptă cu noi. Și așa cum ai spus în cuvântul Tău, pornește biruitor și ca să biruiești. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.